Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitatul din studio este Ala Revenco, fondatorul grupului Părinți Solidari. Bună seara și bine ați venit la noi în studio! Seara. Pentru că subiectul pe care vreau astăzi să-l discutăm este unul deja fierbinte și care a atras atenția mai multor și posturi de televiziune, dar și unii politicieni deja au vorbit la acest capitol și chiar și în ședința Consiliului Municipal Chișinău astăzi s-a discutat un subiect, acest subiect. Vreau să spun telespectatorilor că astăzi vom vorbi despre transparența financiară în instituțiile publice, ceea ce include de acele taxe ilegale adunate de asociațiile obștește ale școlilor, grădinițelor și despre alimentația din grădinițe, care până la urmă de un an și 8 luni n-am ajuns la un numitor comun ce se întâmplă cu alimentația copiilor noștri. Doamna Revenco, avem mult de discutat, da. Și mă gândesc eu că meritul mare l-are grupul dumneavoastră pe care l-ați fondat, că acțiunile încep să deruleze în beneficiu copiilor noștri, dar după ce mergeți și cereți autorităților niște lucruri elementare, nu? Da, să începem să vorbim despre acea campanie de informare pe care ați lansat-o pe 4 septembrie. Suntem în a 12-a zi din septembrie, dar din păcate foarte mulți părinți anunță, unii în secret, alții deschis, că aceste taxe totuși ilegale se mai colectează. Și dumneavoastră ați inițiat o campanie de informare. Am și eu, dumneavoastră o aveți cu siguranță, dar am și eu acest poster, da? Să informați părinții și autoritățile să nu mai colecteze bani. Comitetele părintești, da. Vântoul acestei campanii de informare în care noi mergem împreună cu Credo și cu CNA studențesc, este ca să punem accentul pe faptul, pe unul din aspectele colectărilor de taxe, anume partea ilegală, când comitetele părintești care nu au astfel de atribuții și împuterniciri, de fapt se ocupă de colectarea banilor. Problema este de ani de zile, cred că de aproape 20 de ani. Evident că rezultatul nu va fi imediat. Da, am ajuns prea departe, doamna Revenco. Sunt de acord. Suntem într-o situație critică, practic. Unul din scopurile noastre care a fost la formarea grupului a fost să avem dreptul să ne exprimăm liber și deschis despre aceste taxe ilegale. Pentru că orice părinte care a încercat să discute și primele noastre încercări de a discuta acest subiect pe rețele de socializare, era bruiat. Eram învinuiți că bârfim, eram învinuiți că scoatem într-o lumină negativă pedagogii, că dăunăm imagini, că ei toți vor pleca și așa mai departe. Adică am fost, deci ați întâmpinat mai multe nemulțumiri. Acum deja am reușit să scoatem problema din ascunzișul ei, să o facem publică, ca să se recunoască de fapt, fiindcă știți ce a servit imbol de a mediatiza, de a pune atât de mult accent pe problema taxelor și colectărilor de bani? Faptul că doamna Țerdohlebă, în una din emisiunile, fost așa pe Direcție Educație, în una din interviuri spunea că ea nu cunoaște de colectări de taxe. Și atunci l-am inițiat un sondaj pe grădinițe, cum cât se colectează. Dar era imposibil să nu cunoască, din câte ne dăm noi seama logic. Evident că se cunoștea și când noi am mers peste 2 luni cu rezultatele sondajului, în care peste părinții din peste 80 de grădinițe ne-au confirmat că se acumulează taxe, dumneavoastră nici nu a vrut să asculte și ne-a trimis că duceți-vă și clarificați-vă la cinea, că eu nu vreau. Cum i-am replicat? Cum sunt angajații dumneavoastră, sunt angajații direcției. De ce nu vă implicați? Este același. Era deja lansat acel cod de etică. Cu părere de rău, nici până astăzi nu avem o luptă reală din partea Direcției de Educație și a Ministerului Educației. Avem mult bifare. Chiar dacă am ieșit împreună cu Credo și cu CNA studențesc și am făcut acea conferință de presă în care am atras atenția asupra problemei, Direcția de Educație doar peste aproape 5 zile a binevoit să emită un ordin, dar de fapt, să spunem, aceste ordine nu sunt eficiente. Datorită mediatizării intense, sper că vor avea un impact puțin mai mare decât în datele precedente, pentru că astfel de ordine se emit practic de câteva ori pe an. Și ele oricum nu se respectă și ele și-au pierdut valoarea, fiindcă cadrele didactice, managerii de grădinițe merg și le semnează ca ceva
obișnuit, că eu cum știu că nu le vor îndeplini. Ei nu se tem de ele, nu se... trebuie de căutat o altă metodă, mai eficientă, poate chiar și sancțiuni, poate prin alte tipuri de discuții. Dar emiterea unui orden, de fapt, nu duce la nimic. Ministerul Educației, chiar dacă ne-am adresat față de ei la direct, nici astăzi n-am găsit pe pagina Ministerului un comunicat scris sau să fie... Păi bine, poate erau acum, să presupunem așa, noi să presupunem, da, că erau ocupați cu toate remanierile și toate schimbările în guvern. Acum, dacă avem deja totul clarificat și așteptăm niște salarii destul de înalte a lucrătorilor din ministerie, poate vor face ceva. Nu știu dacă vor face. Știți cum, speranța mare ultima la Moldoveni. Eu cred că ar fi trebuit, nu știu, ar trebui să ne primească cu brațele deschise, fiindcă noi de fapt ne-am asumat această campanie de informare, ne-am asumat o parte din munca pe care trebuie să o... Exact. Ne-am asumat s-o absolut voluntar, fără a fi achitați, fără a fi remunerat din timpul propriu. Ne-am asumat această activitate practic de un an, în decembrie, mai 2 ani de la înființarea grupului. Noi efectuăm această activitate practic deja de o bună bucată de timp. Și nu, aici vreau să facem o pauză și să vă reamintesc că am fost împreună cu dumneavoastră la un seminar organizat de, se spunea atunci, de Ministerul Educației, corect, în care s-au adunat niște informații și spuneau că ele vor fi transmise domnului Filip, corect? Eu, da, ce ținea de violență. Înseamnă că așa grupuri există și în ministerie, așa lucrează oamenii ar acolo. Ar trebui să existe. Ar trebui, dar dacă există sau nu... Și iau bani pentru aceasta, mă gândesc eu, nu? Că era destul de... Nu știu, dacă bani se găsesc dacă se dorește. Se găsesc și resurse și bani. Noi, fără resurse, fără bani, voluntar, din timp propriu, și noi am reușit totuși să sesizăm această problemă, să ridicăm la așa un nivel de discuție. Dar ministerul, având atâția subalterni sau direcția subalterni, finanțe, resurse informaționale, acces la diferite surse media și nu se face. Chiar mi-e interesant, da. Atunci domnul Filip a primit informația pe care a adunat-o din ședința care am fost prezente ambele noi. Și atât, în așa mod, noi încercăm prin ceea ce noi putem să schimbăm situația. Pentru că corupția este este o modalitate de presiune, este ceva care domină chiar și în aer asupra părinților. Când intri pe teritoriul unei instituții de învățământ și când știi că iar din nou vei merge și se va spune despre o următoare taxă sau se va spune că trebuie să achiți taxa lunară sau că trebuie mai strâns pentru altceva sau pentru ziua profesorului sau pentru doamna... Păi te transformi într-un portmoneu, nu-ți fie un părinte în care relația educator-părinte să aibă o altă atitudine, dar noi ne transformăm într-un portmoneu a grădiniței. Corect. Vreau să spun că m-am simțit despre o experiență pozitivă care am avut această vară. Copilul meu, fiind transferat pe parcursul perioadei de vară, de vacanță, am fost transferat la o altă grădiniță. Am fost transferat la grădinița 41. Nu că acolo nu se strâng taxe, dar știind deja statutul meu, nu mi s-a cerut nimic. Am avut o plăcere de a frecventa acea grădiniță și vreau să spun că și din partea educatorilor și din partea directoarei am avut o atitudine foarte binevoitoare și foarte pozitivă, fără ca să se uite rău în partea mea sau fără ca să spui că uite copilul cineva achită, copilul nu a discriminat s-a adaptat foarte repede și iată așa eu văd o grădiniță, dar eu înțeleg că eu am fost poate o excepție din acea grădiniță. Dar deci putem să menționăm încă o dată ce grădiniță este? 41, grădinița 41, le mulțumim pentru o atitudine diferită de ceea ce se întâmplă la noi. Da, și am văzut și stărunțele directoare în ceea ce privește meniul și asigurarea copiilor cu fructe și legume. Deci dacă se poate, doamna Revencu, înseamnă că se dorește, se reușește. Da, am văzut o atitudine diferită și foarte mult m-am simțit liniștit și nepresată de nimic și de nimeni. Nu au fost ședințe de părinți, nu au fost colectări de bani. A fost perfect. Mi-am dus copilul la grădiniță, ei și-au îndeplinit obligațiunile, eu mi-am îndeplinit obligațiunile, am rămas toți mulțumiți. Haideți acum ca să punctăm lucrurile și să vedem ce să facă părinții în cazul în care se trezesc într-o atare situație. Cum poate un părinte să afle sau care este traseul de a cere de la administrație bugetul grădiniței sau de a cere explicații pentru ce este aceste taxe sau de a cere acte legale a asociațiilor obștești? Au dreptul părinții și cum trebuie să o facă? Cred că primul pas care trebuie să-l facă orice părinte, să ceară, când se face adunare de părinți, să ceară în detalii cum s-a utilizat bugetul
instituții, bugetul legal. Sunt niște informații, nu sunt secrete. Bugetul, informația despre bugetul trebuie să fie publicată, afișată în fiecare instituție de învățământ, să fie disponibil spre a fi văzută de orice părinte, dar dacă părinții au, fiindcă ea este uneori pus într-un așa fel că nu este clar, da? Nu toți o pot decifra, nu toți o pot înțelege. Și ar fi foarte util și foarte binevenit din partea administrației dacă ar face o descifrare a acestor cheltuieli, că uitați-vă, din banii statului s-au procurat atâtea mese, atâtea scaune, atâtea seturi de lingerie, s-a procurat atât detergent, atâta săpun și alte articole pe care interesează de fapt pe părinți, pentru că nu ne interesează salarizarea, pentru că nu ne interesează serviciile comunale, dar ne interesează ceea ce ține de mai mult de dotare tehnico-materială a instituției. Ce ține de anul 2016? Cred că avem multe situații de premieră în domeniul transparenței, așa să spunem, fiindcă au fost publicate pentru anul 2016 și au fost publicate bugetele instituțiilor. Și mare mi-a fost mirarea. Deci se mișcă carul din loc. Da, se mișcă. Mare a fost mirarea când am văzut că, de fapt, bugetele instituțiilor au fost utilizate în cel mai bun caz la 90%. Avem, din ceea ce am reușit eu să mă uit prin bugete, că nu am învățat toate cifre, dar avem neutilizați bani de la câteva sute de mii până la câteva milioane de lei. Și da, care ar fi motivul neutilizării? Ce asta nu o cunoaștem, fiindcă nimeni nu ne afișează și trebuie să batem la toate ușile și să întrebăm de ce nu au fost utilizat. Deci depinde de managerul fiecărei instituții. Depinde de manager, depinde de primărie, cum au distribuit sursele. Poate fi problema guvernului că nu au alocat toți banii. Nu am putut să, fiindcă bugetul municipiului, dacă am fi avut bugetul municipiului, puteam să vedem după bugetul municipiului cum a fost realizat. Și din cauza asta nu am putut să dacă vedem. Dacă intri de fir apăr și începe a căuta, găsești, da, înseamnă dar că vezi că banii nu au fost. Dar totuși este și un rol mare la are managerul, fiindcă am văzut instituții cu procent diferit de utilizarea banilor. Cineva a utilizat la 90 peste 90%, cineva a utilizat la nivel de 75% sau 80%. În așa mod diferă situația. Și eu totuși consider că managerul trebuie să fie mai insistent și să nu ceară de la părinți, dar să ceară de la stat acele resurse care le-au fost promise, care au fost incluse în buget și ele de fapt sunt a lor. Bateți la ușă, cereți, insistați, dar cu părere de rău este temă, nu vor să intre în conflict cu direcția de educație și cu direcția generală sau cu anumite subdiviziuni a primăriei și respectiv e mai ușor să cer de la părinți. Cu atât mai mult că aici avem lipsă de transparență. Da, domnule Revencu, vreau și să mai abordăm și tema mentalității moldovenilor. Este trist un pic pentru că părinții s-au împărțit în două grupuri acum la moment. Avem situația când unii părinți, din frică de a nu fi copilul său discriminat, din dorința de a-i acorda ceva bun copilului său, că înțeleg acei părinți într-un fel oarecare, acceptă aceste taxe ilegale, da? Formează aceste grupuri, deschid și pagină pe Viber sau pagină specială, grupuri secrete private și încep a transmite mesaje, dar nu că aș zice eu, a presa ceilalți părinți care nu vor, prin diferite SMS-uri, texte de gen dacă nu transmiteți, o să vedeți ce o să pățiți sau nu vă este milă de copiii noștri. Și acești grupul 2 de părinți care nu vor sau nu au posibilitate, că pe ei înțeleg cel mai bine că nu poți, având 2-3 copii, să mergi la școală, se achită taxe, că și acolo vroiam să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că sunt și la școli niște taxe extraordinare. Un buget pe un an este 1 milion, am eu o cifră aici, 1.756.000 de lei adunate de la părinți. E grav. Ce se face cu acești bani? Și până la urmă, statul, învățământul în Republica Moldova este gratuit. Este gratuit, da. Aceste două grupuri de părinți, cum începem noi să... Este de vină mentalitatea noastră? Suntem noi cei care ce facem? Eu aș spune că problema pornește de la managerul grădiniței și de la personalul sau școlii și de la personalul didactic. Pentru că, în primul rând, aceste colectări sunt susținute sau chiar sugerate de manager și de personalul didactic. Fie pentru salarizare, fie pentru anumite panouri, spălarea covoarelor, reparații și alte multe chestii. În final,
Când ajungem, se primește că părinții se vor să se considere responsabili și promovează această practică și se simt într-un fel împliniți că ei au achitat pentru copiii lor 300, 400, 500 de lei pe lună și înseamnă că copilul lor primește ceea ce e mai bun. De fapt, nu este așa. Uh-huh. De fapt, banii undeva ajung în fundul buzunarului, cum s-a exprimat un părinte, nu știu a cui fund al buzunarului, iar copiii, indiferent de taxa achitată, ei primesc aceeași alimentație, ei se află în aceeași mediu, ei au parte de aceeași comunicare. Eu cred că nu avem atât de mulți pedagogi care și-ar permite să înjosească un copil. Eu vreau să cred în asta. Da, vrem să credem. Eu vreau să cred în asta. Cu toate avem și alte cazuri. Dar acest flux de bani este atât, deja atât intrat în sânge ca el să fie pe mâna personalului, pe mâna managerului. Eu înțeleg și că este problema salariilor, dar faptul că se impun taxe părinților și benevol sau nu chiar benevol, părinții achită fiindcă se tem să nu rămâie fără ajutor de educator, fără educator, fără bucătar, fără alte persoane care spălătorii, foarte, foarte, foarte multe categorii de persoane. Și din cauza aceasta este un mare motiv care ei achită. Și ei consideră că dacă ei nu vor achita o anumită taxă, acești oameni vor pleca. Ei vor pleca oricum. Uh-huh. Noi aveam, adică eu în experiența mea de mamă, am avut mai multe situații că chiar dacă se colectau taxe, chiar dacă se achitau suplimente, oricum, oamenii plecau, fie că nu-i aranja situația în țară, fie că nu-i aranja situația în instituție, fiindcă s-au găsit altceva mai bun, dar oricum plecau, fiindcă aceasta nu salvează situația, de fapt. Dar aceste taxe colectate de părinți, de fapt, întind agonie sistemului de învățământ și nu permit ca să ne unim odată și pedagogii, și părinții. Se întâmplă schimbare și cerem reformă cu adevărat. Și să cerem salarii decente și să cerem un sistem cu adevărat conform legii. Și ne îngrudăm în propriile noastre probleme. Și ce generează acest sistem? Generează o discriminare foarte mare asupra părinților care nu vor să achite taxe. Cu toate că acesta este obligația lor legală de a nu achita taxe. Iar cei ce achită încalcă legea, ei încalcă, presiunile sunt asupra părinților care cer respectarea legii, cer dreptul lor de a respecta legea. Nu cer nimic mai mult. Dați-mi voie să fiu cetățean Republicii Moldova, ascultător, da, care nu vreau ascultător, să... care nu vreau și vreau să statul să-și îndeplinească drepturile, obligațiile, corect. Eu am drepturi și obligațiile statului. Da, și în situația respectivă se fac presiuni foarte mari, nu toți părinții rezistă la aceste presiuni. Dumneavoastră aveți cazuri reale, să înțeleg, care părinți s-au adresat și au menționat acest fapt că ei nu mai suportă prezența în aceste grădinițe sau școli. Au schimbat grădinițe. Trebuie să fii foarte tare de caracter ca să poți să rămâi în acea grădiniță sau în acea școală. Da, dar aici trebuie să menționăm că nu este asta tragic, deși trebuie toți să ne solidarizăm și să spunem lucrurilor pe nume și să nu ne fie frică să numim acei oameni care fac ilegalități. Da, una din probleme este că părinții se tem. Faptul că noi ne temem nu ne soluționează problema, doar o agravează. Deci vine un moment mai devreme sau mai târziu când nu vor mai putea, fie că sistemul se va ruina complet, fie că vom pleca toți din țara aceasta, fie că nu suntem atât de departe de un final. Uh-huh. Nu chiar nefast și de aceea noi suntem dorința aceasta de a încerca, de a schimba, de a opri aceste practici care duc de fapt la un sfârșit urât. Fiindcă, cum trebuie părinții să denunțe cazurile de corupție? Ca să fie după aceea asistați sau să le ofere cineva sfaturi și să nu ajungă în situații de a fi blamați și discriminați? În primul rând depinde de gravitatea situației, da? Cel mai ușor apel ar fi sau cea mai ușoară cale ar fi o plângere depusă la Direcție de Educație. Uh-huh. Înregistrată conform legii, să-și aibă și exemplarul lui cu ștampila, fiindcă chiar dacă această sesizare nu a lucrat din prima și poate nu a fost aplicată acea măsură disciplinară din prima, dar dacă se vor acumula, este un material care se acumulează în timp și la o schimbare chiar și a unui administrator, a unui manager a direcției, a unui șef de direcție, situația poate lua complet altă întorsătură, se pot lua măsuri mult mai drastice, de aceea aceste cazuri trebuie raportate, numai decât la direcție. În cazul când părintele dorește sau este o practică de durată,
și dorește să se adreseze la cinea, deci nu face scandal, nu, pur și simplu, dacă este solicitat, imediat se sizează cineaua și se organizează un flagrant cu sub acoperire, cu bani marcați, cu... Da, în așa mod. În care asociația nu este înregistrată la Ministerul Justiției, dar da, dacă da, îi primești da. Și bonurile astea și atunci, pentru că sunt... În cazul când este vorba de o extorcare de bani, așa și să o numim. Fiindcă când în cadrul unei instituții există o extorcare de bani, fie ea din partea asociației, din partea unui părinte, legal, nelegal, oricum apelăm la poliție, cinea, fiindcă, de fapt, aceasta este trafic de influență și extorcare de bani. Și dacă, bine... Chiar dacă are acel bun pe care scrie că asociația obștească, oferă donații... Da, sigur ar fi ok ca să fie înregistrate niște convorbiri, cel puțin, despre faptul că să fie dovadă de presiune, să fie dovadă de intimidare, să fie dovadă că este impusă această taxă, fiindcă dacă doar prezintă bonul, aceasta nu este o dovadă că el a achitat benevol sau nebenevol această sumă. Vorbisem eu odată cu o directoare de grădinițe care îmi spunea că unele grădinițe intenționat este creată unor grădinițe, este creată această situație de tărăgânare, de transfer de bani din motive politice, din motive de a scoate managerii din funcție și managerii se văd puși în situația că nu au cu ce să repare o daie din o grupă sau acoperișul dacă curge. Așa situația, ați întâlnit? Nu am avut în practica noastră nicio adresare din partea unui manager că vă rog frumos, ajutați-mă, dați-mi pârghii de influență sau susțineți-mă să cerem anumite bunuri de la direcție ca să ne fie alocați toți banii sau să ne fie alocate anumite bunuri. Invers, cam se practică situația inversă când părinții încearcă să facă cine stătător scrisori, adresări către peste capul directoarei, ei într-un fel sunt penalizați, pentru că directoarea spune că inițial trebuie să vă adresați la mine și pe urmă, da, deja mai departe, sau se supără foarte tare directoarele în multe din aceste situații. Când se întâmplă așa. Da, când părinții încearcă, fiindcă, de fapt, ce avem situația? Avem că părinții fac reparațiile în grupele pentru copii. Pentru copii și când vine comisia de evaluare, ea vede că în grupe tot perfecte, tot ok și ea la neajunsuri scrie problema. Blocul sanitar, scrie spălătorie, scrie coridor, scrie și nu scrie grupele, pentru că părinții deja au făcut reparații în ele. Și dar este un cerc vicios atunci. Da, și dacă părinții nu ar face reparații acolo, dar eu înțeleg că asta e de durată, dar dacă ar solicita de la direcție și ar anexa poze, ar anexa situație din acea încăpere pentru copii, atunci s-ar mișca carul. Fiindcă ei ar avea de la părinți solicitare și n-ar putea spune că noi am atras atenție doar la, de exemplu, la WC-ul sau la, sau la coridor sau la scări sau la teren. Dar așa ar fi confirmat că părinții s-au adresat și ei ar trebui să se implice și să rezolve. Au mai fost cazuri la fel de pe grupul dumneavoastră, am urmărit, când aceste taxe erau colectate pentru chipurile, pentru reparații sau pentru cumpărarea mobilierului, dar de fapt ele mergeau pentru salarizare. Aceasta este o practică foarte răspândită și cred că este cel mai important motiv de colectare a taxelor. Cu toate că atât codul educației, cât și codul de etică, interzice salarizarea din contul banilor părinților, avem situații chiar și asociații legale, achită suplimente la salarii, ajutoare materiale, premii, achită pedagogilor. Ele ar trebui lichidate. Dacă să mergem toți să fim egali, ar fi bine ca aceste asociații acum să fie. N-aș spune că ele trebuie să fie benevole, ele trebuie să existe cu adevărat benevol. Dar nu ajungem noi moldovenii cu situația că asta e benevol și nu înțelegeți cum caracteristica noastră de invidie, de ură și de... Nu ajungem noi la așa. Ori facem ceva ca să fie legal și să se adune toți cu desila, cum se spune, ori transformăm sistemul de învățământ în unul privat, ori nu știu. Dar nu e posibil cu benevolul.
Eu aș considera că totuși trebuie să existe conturi al grădiniței, fiindcă, de fapt, asociația este un intermediar care mai implică un președinte și un contabil. Adică cheltuie suplimentare pentru acei părinți care, de fapt, ar vrea, din banii care părinții donează, deja o parte se duc în altă direcție. Și ar fi cel mai optimal situație să fie un cont pentru donațiile părinților absolut benevole și anonime. Pur și simplu se afișează contul în grupă sau undeva, dacă dragi părinți, dacă doriți să faceți donație, puteți să faceți la acest cont. Și atât. Și gata. Fără, da, dar fără ca să fie presiunea din partea directoarei, că până nu-ți primești copilul, până nu vede bonul de plată a donației. Am văzut într-un reportaj, o mămică spunea că de 10 ori se repetă asta și cu un ton foarte, foarte grav și îi se scriu și SMS-uri. Deci este o presiune vădită psihologică asupra părinților. Este o presiune mare asupra părinților și cu părere de rău, cei părinți care fac această presiune nu înțeleg că de fapt dăunează. De fapt, dăunează atât pedagogilor, fiindcă le scade foarte mult din imagine, dăunează sistemul, fiindcă sistemul nu înțelege cine ajunsuri are și care ar fi necesarul de bani pentru și o gestionare eficientă a acestora, dar și dăm un model de comportament foarte urât copiilor noștri, care văd din la vârsta de 2-3 ani deja cum se duc plicuri, cum se achită bani, ei aud cum noi discutăm acasă despre faptul că ea iar adunare și absorb tot și înțeleg. Da. Mai ales am avut un apel din raioanele din Nord, că elevii din clasele mari sunt implicați, se desemnează un elev care se ocupă de colectarea banilor. Adică, deci se implică și copilul da, deja. Da, și îmi pare foarte rău că pedagogii dau așa exemple și, de fapt, cel mai grav, am vrut să subliniez din start, dar m-am uitat, cel mai grav este comportamentul pedagogilor. Fiindcă este clar și văd toți că ei mint. Mint că nu sunt taxe, mint că nu se colectează, mint că respectă legea. Și atunci vorbim despre maestria pedagogică și calități. Exemplu pe care îl dau copiilor. Copilul meu când mergea la Ștefan cel Mare deja în clasele gimnaziale, a venit un control de undeva și le spune lor cineva din profesori că să nece dacă li se va da întrebarea dacă se colectează sau nu taxe. Care este exemplu? Ce vrem noi să educăm în copii? Asta este cel mai grav, da. Da, dar ajungem în situația când acești oameni, cadrele didactice, se trezesc cu salarii mizere și este o problemă pe care ar trebui statul să o ia ca prioritar, ca fiind prioritară și se schimbe. De acord. Și noi suntem gata să-i susținem părinții dacă cadrele didactice ar apela către părinți, nu după bani în plic, dar susținere, inclusiv cu prezența la protest, la un meeting, la o grevă, atunci vă închipuiți, noi doar avem 150.000 de elevi școlarizați, plus încă câți mai avem la grădinițe, nu, 150.000 doar în grădinițe, dacă nu mă greșesc, în Republică, 38.000 în Chișinău. Doar dacă pe Chișinău iese câte un părinte de la fiecare copil sau o bunică, un bunel, plus cadrele didactice, păi noi avem 50-60.000 de, o proteze 50-60.000 de oameni. Facem treabă, dacă nu se face grevă, se închid instituțiile. Și vreau să spun deci că... Deci este un drum în nicăieri, e un drum în întuneric care trebuie oprit și... Cu taxele, da, cu trebuie taxele să mergem trebuie să insist, pedagogii să înțeleagă acest să lucru. Să insistăm pe o majorare treptată, timp de câțiva ani, dar nu de 10%, cel puțin de 20-25% anual și atunci în 2-3 ani ajungem la un dacă salariu decent. Dacă vorbim de majorare, astăzi în Consiliul Municipal Chișinău a majorat cu 50% salariul pentru bucătari, da? Pentru cadrele auxiliare din grădinițe din capitală. Avem un... Pentru toate cadrele auxiliare. Un proiect, n-am reușit să văd proiectul. Pare mi se pentru toate cadrele. Pentru că în toate cadrele auxiliare intră jumătate practic din componența din statul de personal al instituțiilor de educație preșcolară. Vom preciza această informație. Însă este o mișcare, 50%. Este o mișcare, da. Nu este atât de puțin. Nu este puțin. Și eu chiar vedeam una din propunerile că noi le-am discutat și le-am scris pe rețelele de socializare, a și fost asta, că Consiliul Municipal să acorde careva
subvenții, să-i spunem așa, acestor persoane care au un minim, care au salariu sub minimul de existență. Fiindcă doar noi acordăm, se acordă, nu noi, dar Consiliul Municipal acordă ajutor material la achitarea plăților comunale, acordă anumite subvenții mai multor categorii de persoane vulnerabile, avem un adaos la alimentație pentru copii. De ce nu ar identifica și anumite surse, cel puțin pentru persoanele cheie în instituțiile de învățământ, care au salarii de 1000 de lei, cum ar fi bucătarii, cum ar fi cei care practic se dispar. Și asta, doamna Rivenco, este, până la urmă, este trist că doar în momentul în care s-au închis 2-3 grădinițe s-a ajuns la situația de a majora. Până la urmă era cazul să se întâmple altfel. Să analizeze, Consiliul Municipal să se așeze, pentru că acum, după ce problema a fost elucidată și s-a discutat în ședință, s-au găsit și bani în buget. S-au găsit undeva surplusuri sau niște bani care... Eu am rămas mirată că noi avem un bugetul municipiului Chișinău. Atunci când în toate instituții, în care instituții nu te-ai duce, ți se spune că țatul nimic nu dă și nu ne face nimic și noi tot procurăm singuri și nu ne și în final avem în bugetul municipiului Chișinău bani neutilizați. Bani neutilizați. Din acești bani au fost inițiată această majorare de 50%. Da, și este pe termen scurt. Pe termen scurt, că o decizie pe termen lung, probabil se va discuta în comisii și se va lua în considerație. Cred că decizia pe termen lung este modificarea rețelei de sistemului de salarizare pentru aceste persoane și majorarea salariului minim în sectorul bugetar. Așa o vedeți dumneavoastră? Așa o văd eu, da. Fiindcă ceea ce poate acorda bugetul municipal este într-adevăr de scurtă durată. Da. Poate un an, poate jumătate de an, cred că nu poate să dureze la nesfârșit. Nu se rezolvăm cu multe. Da. Deci rămâne o problemă. Dar este un fapt împlinit că dacă s-a dorit, s-au găsit soluții. Așa se poate face și cu tax. Și aici, dacă deja putem să punem o bifă că se mișcă carul, vreau să zic că despre alimentație lucrurile nu prea se mișcă bine, da? Dacă trecem la o altă problemă destul de gravă, pe care eu astăzi am fost surprinsă, a ridicat-o președintele Partidului Democrat și a spus că ei vor lua la control foarte aspru situația alimentației copiilor noștri și mă gândesc, aici vreau să precizez că am mai privit și un an și 8 luni în urmă discuția dumneavoastră din cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Problema a fost ridicată un an și 8 luni în urmă. Deci noi un an și 8 luni de zile noi vorbim și tot vorbim și nimic nu se schimbă. Dar se schimbă pe scurtă durată. Acum întrebarea mea, este doar un PR electoral lucrul ăsta? Sau lucrurile se vor schimba și carul se va porni și în aspectul alimentației? Nu știu dacă este PR electoral. Eu cred că, da, am intrat în anul preelectoral, când toți politicii vor încerca să-și facă un nume cât mai mare și să arate rezultate cât mai mari. Fapt este că noi am făcut un lucru foarte mare la acest capitol și într-adevăr v-am spus că suntem voluntari, suntem neremunerați de nimeni, nu suntem afiliați niciunui partid politic și am făcut acest lucru cu inima curată și cu entuziasm. Aș vrea să cred că implicarea partidelor politice, indiferent de care partid, poate ar apărea o concurență între dânsele și s-ar apuca fiecare să rezolve câte o întrebare într-un domeniu, da, și poate ieșim din criză, poate ieșim la val cu toate problemele noastre și ne căutăm și noi, părinții, de treabă, de dezvoltare, de ocupații suplimentare și de alte poziții mai pozitive pentru copiii noștri decât aceste lupte cu sistemul. Ce ține de rezultate? Rezultatele sunt. Asta vreau să aflu dumneavoastră. Aici vreau să vă întreb și despre grupul permanent de lucru la primărie. Asta ați cerut un an și 8 luni în urmă. Ați cerut ceva? Acum am cerut grupul. Cu păreri de rău a fost doar o comisie. Adică, de fapt, se lucrează pe clișee standarde. Nu înțeleg de ce. Că dacă este clar că tu ai făcut 3 cercuri de controale și situația revine din nou la același punct, înseamnă că trebuie schimbat modalitatea de acționare. Da. Cu păreri de rău, acel grup permanent, până când nu l-am văzut în acțiune, a fost doar ordin de creare a comisiei care a activat până la 10 august. Fiindcă am intrat în campania cu taxele și nu am reușit să
să ajung la domnul Grozav, vrem să ne programăm la o întâlnire cu dumnealui și să cerem totuși formarea acestui grup, care, așa cum am cerut noi din start, să avem ședințe lunare în care să raportăm situația din instituții. Noi putem monitoriza foarte bine situația în instituții, fără să implica și ei, dar ar trebui să iei decizii și măsuri. Dar acest grup de lucru trebuie să meargă la fiecare grădiniță, așa cum am făcut eu odată, și să verifice de la început și până la capăt toată. De fapt, nici nu trebuie să meargă, trebuie să solicite informația. Că această informație, meniurile sunt pe hârtie. S-au solicitat, de exemplu, lunar, meniurile pentru fiecare grădiniță și s-au verificat ce se întâmplă acolo. Nu este atât de complicat. Și plus deja controle inopinate, periodice. Vom vedea, pentru că la moment, eu sper că cel puțin acum în toamnă, să avem o situație mai bună, fiindcă totuși e perioada fructelor, legumelor autohtone. Dar unele n-au mai apărut pe mesele copiilor noștri. Unele grădinițe au apărut, dar de scurtă durată cât au fost controlele și mai departe iar din nou au dispărut. Deci acel 19 lei și 26 de bănuți a rămas S-a majorat, dar avem aproape 22,95 deja avem în acest foarte an. Foarte mult, doamna Revencu, foarte mult, 22,95. Nu, în comparație cu 18,70 care a fost cu un an în urmă, considerăm și acesta un... Dar ce poți scumpe de 3 lei și 70 de bănuți? Un fruct. În fiecare zi un fruct deja este un plus. Fiindcă această sumă include doar costul produselor, fiindcă deja cheltuielile de bucătar, servicii și așa mai departe sunt incluse în cheltuielile grădiniței. Să sperăm că la capitolul alimentației vom avea rezultate vizibile în cazul în care, dacă se mai implică și politicienii. Următoarea noastră măsură, dacă continuă tot așa ce revenim, va fi un flashmob, preîntâmpinăm din start direcția, vom veni cu copiile miniurilor și le vom afișa pe pereții Direcției Generale Educației, Tineret și Sport. Apropo, domnul Fleaș, pregătiți-vă. Domnul Fleaș reacționează cumva la toate acțiunile dumneavoastră? Nu am observat când a fost problema cu mine. Eu am spus că eu nu știu de unde părinții au luat așa informație și pentru ca el să fie la curent de noi, la data viitoare le afișăm și pereții direcției. Ar trebui lipită toată direcția, toată clădirea cu meniuri, cu diferite grădinițe. Când vor intra pe scări să vadă ce mănâncă copiii noștri în fiecare zi. Poate așa le vor trezi un sentiment de grijă față de copiii. De grijă, dar cel puțin să se informeze și să nu spuie că, fiindcă domnul Fleaș a recidivat, să spunem așa. Când am ridicat problema, când a fost prima noastră petiție online cu aproape 2000 de semnături din partea părinților cu alimentația, la întrebarea domnului Chirtoacă, domnul Fleaș a spus că totul e bine și părinții nu știu ce vor. Și respectiv peste un an jumătate, chiar după atâtea scandaluri și atâtea comisii și atâtea deja discuții la tema alimentației, iar el din nou rămâne pe aceeași poziție că părinții nu știu, ne-au luat problema că copiii mănâncă rău în grădiniță și alimentația nu corespunde standardelor. Deci asta a fost așa. Da, deja este o recidivare pe care noi nu o uităm și o ținem. Dar în genere, direcția merge deschis la o colaborare sau în cazul în care telefonați? Pentru că eu de câteva ori am telefonat și ori nu răspunde nimeni, ori direcția cum este comunicarea? Direcția este foarte închisă pentru colaborare. Dacă și primim careva promisiuni, ele sunt evazive și sunt doar bifări de... Nu am obținut rezultate de colaborare nici la problema vacanților, nici la problema taxelor, nici la problema alimentației. De exemplu, acum am întâlnit o atitudine foarte pozitivă din partea Centrului Sănătate Publică al municipiului Chișinău, unde am fost primiți cu mare drag, așa să-i spunem, și deja am schițat un plan de activități, un plan de monitorizare, ceva, o implicare rapidă. Fapt, ceea ce nu vedem din partea Ministerului Educației. Menționez că anterior și Ministerul Sănătății s-a implicat cu modificarea meniului model și cu implementarea. A fost o deschidere și a fost, poate nu s-a făcut tot ce se putea de făcut, dar s-a încercat ceva, dar din partea Ministerului Educației și a Direcției Generale de Tineret Sport nu avem o astfel de deschidere și dorință de colaborare. Asta e, da. Nu știu ce să zic la așa ceva, pentru că nu mai e un sentiment așa de un pic de urgență. Așa este poziția noastră, așa vedem noi lucrurile, nu știu cum văd alții. Domnule Revencu, în timpul apropiat, în afară de această campanie care este de informare privind taxele ilegale și informarea părinților cum trebuie să se comporte în acea situație, privind alimentația copiilor, ați spus că urmează să mergeți, să organizați un flash mob. Ce vă mai propuneți? Pentru că deja vă văd foarte activ
activ în grupul dumneavoastră și înțeleg că mai aveți și alte probleme pe care le găsiți și părinții. Știți, vin. Una din probleme care va fi abordată este problema grupurilor cu program prelungit. Părere de rău, noi, într-adevăr, suntem doar câțiva oameni care grupul de inițiativă care se implică activ. Restul ne ajută cu ce pot, dar totuși noi suntem nucleul care și nu ne ajunge peste tot. Nu avem o structură, nu avem finanțare, nu avem nimic. Și problema grupelor cu orar prelungit este o nouă modalitate de istor. Nu este nouă, adică ea este veche. Da, de istorcare de bani și este foarte urâtă. Așa o situație. De exemplu, profesorul nu vrea să ia acele 3 sau 6 ore de program, 6 nici nu are dreptul să le iei, trebuie să fie a doilea profesor. Adică el poate să iei doar din salariu jumătate, pe lângă salariu obișnuit, mai ia 3 ore de program prelungit. Și el este nu atât de mult achitat, acolo merge mai puțin decât salariul obișnuit. Și profesorul refuză să ia acest regim prelungit, dar undeva și la instanța părinților sau este și o modalitate de manipulare, domnii profesori își fac clase private de grupă prelungită, sau nu știu cum să le numesc, în cadrul instituției de învățământ, unde își pun taxele lor. Ei activează în cadrul instituției de învățământ, evident, cu știrea directorului, fac ore de meditații, practic, cu, nu știu, care și cât are, 10, 15, 20 de copii și își fac un salariu. Și asta este următoarea dumneavoastră da, problemă să pe care atragem, vreți să o atrageți atenția vrem să autorităților atragem, și a... E discriminare. Un părinte care nu vrea să achite și nu vrea să participe la această istorcare de bani, el nu poate, de fapt, să-și lase copilul la program prelungit. Am înțeles. Bine, noi vă mulțumim în numele tuturor părinților că așa sunteți de insistenți și lucrurile datorită dumneavoastră se mișcă din loc. Vă dorim succes în continuare și așteptăm ca să fiți auziți cu adevărat, că asta este scopul dumneavoastră, probabil. Sperăm și noi și vom insista cât vom avea posibilitate și puteri și cât vom mai fi, cred că, în țară, fiindcă evident că... Da, și la tema aceasta, cu acest lucru vreau să finisez gândul în emisiunea de astăzi, pentru că sunt cam tristă ultima săptămână. Este a doua familie pe care o petrec din Republica Moldova și pe care îi cunosc foarte bine, care au plecat definitiv de aici, din țara noastră. Nu știu, am un sentiment urât și nu știu cum să mă liniștesc, pentru că nu am explicații la acest fenomen și nu înțeleg de ce ne mai trebuie aceste ședințe interminabile, aceste briefing-uri, aceste declarații că se schimbă ceva. Ne dorim foarte multe lucruri frumoase, dar până la urmă familiile își fac valiza și pleacă. Sunt niște prieteni ai mei care au plecat din Republica Moldova. Sunt niște oameni cu suflet mare. Eu vreau să cred că lucrul acesta, acest fenomen se va stopa într-o bună zi. Și vreau să cred că deputații, politicienii, șefii de partide, oamenii care au cât de cât o putere în conducerea Republicii Moldova, vor schimba lucrurile la acest capitol. Și noi vom rămâne în țară și nu ne vom dori ca să plecăm, să ne găsim un viitor mai bun, mai prosper pentru copiii noștri. Eu vă doresc o seară frumoasă și nu plecați din Republica Moldova.